L-au ucis. Este doliu imens în Ucraina. A murit ca un erou. Totul s-a confirmat oficial, este doliu în Ucraina după ce un sportiv în vârstă de 22 ani a murit luptând în război. Acesta a obținut medalii la mai multe campionate de juniori, înainte de a trece la seniori. Pugilistul ucrainean Maxim Galinichev, medaliat la Jocurile Olimpice pentru tineret, a decedat la vârsta de 22 de ani luptând în războiul dintre Ucraina și Rusia. Acesta servea pentru Brigada 25 aeroportată Sikeslav din Ucraina, în regiunea Luhansk, unde a murit, relatează Incidete Games. Maxim Galinichev lupta pe front din mai 2022 și refuzase să participe la campionatele europene de box masculin ale Confederației Europene de Box de anul acesta, desfășurate în luna mai a anului trecut. Skeletonistul ucrainean Vladislav Herashevai a postat pe rețelele de socializare un mesaj despre Galinichev după moartea sa, spunând glorie eroului. Dani Nichev a obținut medalia de argint la la categoria sub 56 de kg la Jocurile Olimpice de Vară pentru Tineret de la Buenos Aires din 2018. În același an a câștigat și aurul la campionatele europene de box pentru tineret EUBC, înainte de a continua să concureze la nivel internațional în evenimente pentru seniori. Maxim Galinichev este unul dintre numeroși atleți ucraineni care au murit în luptă după ce Rusia a de declanșat invazia la scară largă în februarie 2022.